Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la emisiunea Invitație la Cunoaștere. În emisiunea de astăzi vom discuta despre modul în care poți deveni antreprenor folosind fonduri nerambursabile. Pentru a discuta despre acest subiect, am invitat în emisiunea noastră pe domnul Ciprian Manea, președinte Asura, domnul Cristian Gherghiceanu, președinte Fundația Adept, și domnul Aurel Huțanu, coordonator proiect POCU. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumim pentru invitație. Bună seara, mulțumim de invitație. Pentru început, aș vrea să-mi spuneți ce proiecte care dezvoltă antreprenoriatul dezvoltați dumneavoastră în prezent, implementați. Încep eu? Cum doriți. În momentul de față implementăm o serie de proiecte finanțate prin programul operațional Capital Uman. Și în perioada 2018-2021 vom implementa 3 proiecte finanțate prin intermediul acestui program, dintre care unul din proiecte este pentru regiunea Nord-Est, pentru toate cele 6 județe din regiunea Nord-Est. Mai avem de asemenea regiunea Sud-Muntenia și regiunea Centru, unde implementăm de asemenea un astfel de program prin care oferim finanțări nerambursabile antreprenorilor în cuantum de 178.000 de lei per tip de afacere. Întreb care sunt etapele pentru a obține o finanțare nerambursabilă pentru înființarea unei afaceri? Ce trebuie să urmeze o persoană care se înscrie în acest proiect? În cazul acestui proiect, în cazul proiectului de față și cred că și în cazul altor proiecte similare, noi în calitate de administrator de grant, de ordonator de credite, trebuie să urmăm o serie de faze. Mai exact sunt 3 faze de implementare a proiectului. Prima fază este formată dintr-o perioadă de 12 luni, ne aflăm deja în această fază și se va finaliza undeva pe la finalul anului 2018, în decembrie, de fapt început de ianuarie, pe 2 ianuarie o să se finalizeze. Și în cadrul acestei faze există 3 etape de parcurs, ca să le spunem așa. Prima etapă este aceea de a se înregistra în grupul țintă o serie de persoane. Și o să vă spunem probabil imediat dacă este necesar și care sunt condițiile de eligibilitate. Deci înscrierea în cadrul proiectului pe baza unor criterii de eligibilitate se completează o serie de documente. Persoanele eligibile urmează automat un curs de formare antreprenorială cu o durată de 5 zile recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificări. Este un curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale care are ca și finalitate un plan de afacere. Vor intra în acest program 900 de persoane sau cel puțin 900 de persoane. Aici discutăm global despre toate regiunile despre care am amintit la început. Toate cele 900 de persoane vor absolvi sau sunt oarecum obligate să obțină diploma și să aibă elaborat un plan de afacere. Ulterior, undeva prin luna octombrie-noiembrie, o să vedem exact cum se desfășoară lucrurile, vom avea și o sesiune de pitching, de prezentare a ideilor de afacere, unde toți cei 900 de participanți vor prezenta în fața unei comisii planurile de afacere și în acești 900 vom selecta 120. Astea ar fi în linii mari etapele. Desigur, parte de evaluarea planurilor de afacere implică niște criterii pe care le vom stabili în cadrul unui ghid al solicitantului, pe care sperăm să-l punem și în consultare publică pe site-urile noastre. Însă, în linii mari, cam astea ar fi etapele, iar după ce vom selecta cei 120 de participanți, aceștia vor intra într-o sesiune de practică în cadrul unei companii care are același profil, același obiect de activitate cu cel pe care ei l-au prins în planul de afacere. Noi asigurăm inclusiv partea de pregătire și finanțarea cursului integral, tot ce înseamnă transport, masă, sunt asigurate de către noi. De asemenea, și acest program de practică, noi vom plăti un mentor din cadrul companiei care va asigura partea de mentorat pentru tânărul antreprenor. Îl vom plăti, asigurăm toate costurile și cam asta ar fi prima fază, primele 12 luni de implementare ale proiectului. Dacă ai o idee de afacere și nu ai bani ca să o finanțezi, din punctul nostru de vedere, ăsta este programul ideal. Afacerea trebuie să fie în mediul urban,
domiciliul celui care aplică nu trebuie să fie neapărat în mediul urban, poate să fie și în mediul rural. Sunt cele trei categorii mari pentru partea de eligibilitate: să fii angajat, să fii șomer sau să fii persoană inactivă, asta înseamnă student sau persoană casnică. Vârsta să fie între 18 și 64 de ani. Deci este o plajă foarte largă, foarte largă pentru grupul țintă de beneficiari care pot participa în cadrul acestor programe. După ce persoana obține finanțarea respectivă, ce obligații trebuie să îndeplinească în timpul în care într-un an de zile și ulterior, în perioada de sustenabilitate? Înainte de a trece la obligații, cred că ar fi bine să mai menționăm că pe lângă acest curs de formare pe care noi îl vom derula, pe lângă acea perioadă de practică pe care fiecare din beneficiari va trebui să o urmeze și să învețe cât mai multe lucruri, începând cu ianuarie 2019, noi vom derula pe o perioadă de 6 luni de zile un program de mentorat și coaching, unde toți cei care au fost selectați vor primi informațiile de care au nevoie pentru a realiza un plan de afacere fezabil și sustenabil. După această perioadă de timp de 6 luni de zile, deci aproximativ luna iunie, să spunem, 2019, cei 120 de participanți, de antreprenori deja selectați, își vor înființa firma. Deci nu vor avea costuri cu privire la înființarea firmei sau alte tipuri de costuri până la momentul în care noi nu spunem gata, este momentul să înființați firma. Se înființează firma, se semnează un contract de subvenție, se primește un avans de aproximativ 75% din bani, din valoarea primei, din valoarea sumei pe care el l-a solicitat-o. Și discutăm de procente pentru că suma poate să difere în funcție de cât are nevoie fiecare, adică nu este o sumă standard pe care o primește fiecare beneficiar, ci este un procent de cât a solicitat el prin planul de afacere. Am înțeles. Se primesc acești 75% din bani. Există această perioadă de 12 luni de zile când fiecare beneficiar trebuie să implementeze planul de afacere așa cum a fost scris. Va cheltui banii, bineînțeles, și după aceste 12 luni de zile se poate primi și diferența de 25% în condițiile în care pe perioada celor 12 luni a fost realizată o cifră de afacere în cuantum de 30% din valoarea primei tranșe. Toată această perioadă, să spunem așa, implică ca și obligativitate principală angajarea a cel puțin 2 persoane. Deci fiecare din beneficiar va trebui să angajeze 2 persoane obligatoriu pentru a fi eligibil cu planul de afacere. Aceste 2 persoane pot fi plătite din banii pe care îi primește de la noi. Aș adăuga, de aceea partea de formare este foarte importantă din punctul nostru de vedere, pentru că în momentul în care planul de afacere a fost depus și selectat, trebuie implementat așa cum a fost el aprobat. De aceea, partea de formare nu e numai de 5 zile, o să fie o parte de mentorat continuă până la depunerea planului de afacere, pentru că încercăm să ne asigurăm că absolut toate cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului în bune condiții sunt prinse în acest plan de afacere. Dintre angajați, dar ei dacă angajează, poate să angajeze și colegii ei lor care au participat la ședințele de mentorat. Nu sunt obligați să angajeze din exterior. Este deci foarte bine. Pot să angajeze șomeri, pot să angajeze persoane cu handicap, în funcție de fiecare de ce proiect face. Vreau să vă întreb, care sunt criteriile de departajare pentru planurile de afaceri? S-a stabilit o grilă în proiect prin care se va face evaluarea planurilor respective? Da, s-a discutat foarte mult legat de partea asta de evaluare. Încercăm să evităm un lucru care se întâmplă destul de des pe majoritatea programelor, fuga după puncte. Sunt foarte mulți oameni care încearcă să aducă puncte sau să aibă punctaj maxim pe proiect, încercând să bifeze toate aspectele din manualul sau din criteriile de selecție. Dar din experiența
altor programe și altor proiecte, fuga asta după puncte a adus foarte multe probleme la partea de implementare, pentru că îți propui foarte multe, te gândești numai la punctaj, iar la implementare undeva se blochează și încep să apară problemele. Încercăm pe partea asta de selecție să mergem pe calitatea proiectului, pe sustenabilitate, pe informațiile pe care fiecare beneficiar le aduce cu privire la piața de desfacere, toate aspectele care țin de un business care să fie sustenabil. Știu că au fost și pe alte proiecte, pentru că nu suntem singurii ordonatori de credite pe acest program, s-au pus tot felul de criterii legate de numărul de angajați, dar sumele nu sunt foarte mari. Sunt niște sume cu care să încep și de aia se numește și startup, dar nu sunt suficiente să angajez 5, 6, 7 persoane. Condiția programului sunt 2 persoane. Din aceste 2 persoane nu poate face parte antreprenorul, cred că este un lucru care trebuie evidențiat. Deci din cele 2 persoane trebuie să fie din afară, pentru că nu vrem proiecte care să dureze strict pe perioada de implementare de un an plus partea de monitorizare 6 luni. Ne-am dorit ca toate cele 120 de proiecte selectate să funcționeze și peste 4-5 ani să ne întâlnim și să facem o gală a celor mai bune proiecte și să discutăm eventual de, nu știu, afaceri și consorții între aceste proiecte și să ajungă undeva la un alt nivel. Corect. Vreau să vă întreb, suma de 178.000 de lei nu este nici foarte mare, nici foarte mică. Ce afaceri se pot deschide și se pot încadra în această sumă din punctul dumneavoastră de vedere? În această sumă, nu din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere general, nu se pot încadra. Vă pot spune că din cadrat nu știm exact ce se încadrează, dar nu se pot încadra tot ce înseamnă agricultură. Tot ce înseamnă agricultură, piscicultură, toate afacerile trebuie să desfășoare în zonă urbană și câteva nu se pot face afaceri de transporturi, nu se pot face afaceri de comerț exterior și cam atât din ce știm noi la ora actuală. O să aflăm și noi pe parcursul proiectelor cum se desfășoară exact care sunt codurile CAEN care vor fi eligibile pentru proiecte. Da, în principiu sunt foarte multe activități și putem să numim vreo câteva de la, nu știu, un atelier de manufactură, nu știu, săpunuri cu plante medicinale, coafor, service auto, servicii de turism, servicii de contabilitate, de producție, mică producție, probabil. Orice tip de serviciu, mai puțin cele menționate, partea de tot ce înseamnă agricultură. Și aici știu că a mai fost specificat un criteriu, nu poți avea, de exemplu, o activitate de comerț în care să spui numai produse românești, pentru că sunt fonduri europene și nu ai voie să limitezi partea de servicii sau de produse la o anumită regiune sau la un anumit stat membru. Antreprenoriatul este și un gram de nebunie, de curaj, de a sparge gheața. Trebuie să fii oarecum făcut să începi o activitate din asta pe cont propriu, în condițiile în care mulți se gândesc că riscă anumite lucruri, deși programul în sine este gândit și proiectul este gândit în așa fel încât dacă antreprenorul se ține de treabă și chiar se implică 100% în activitatea respectivă, nu are niciun fel de problemă. V-am spus, sunt acele 12 luni de zile în care cei 75% din bani se primesc în avans, se cheltuie pe o perioadă de 12 luni de zile, se pot plăti inclusiv salarii, chirii, leasing-uri, echipamente, utilaje, tot ce are nevoie firma respectivă, mai puțin construcții, achiziții de terenuri și achiziții de, eu știu, clădiri. Iar în perioada asta de 12 luni de zile, pe lângă faptul că sunt acoperite toate costurile, ar trebui să menționăm că pentru a primi ultima tranșă trebuie să se realizeze o cifră de afaceri de 30% din valoarea primei tranșe. Riscul, să spunem așa, care ar putea să apară este
ca în momentul în care o firmă nu realizează această cifră de afacere să nu mai primească și diferența de 25% și atunci să fie nevoit pe perioada aceea de 6 luni de zile de sustenabilitate să mențină cele două locuri de muncă. Cam acesta ar fi riscul major. De asemenea, apar riscuri dacă se apucă să vândă echipamentele, să înstrăineze bunurile, să nu respecte lucrurile pe care le-a scris în planul de afacere. Da, cred că s-a adăugat ceva la partea de riscuri. Risc financiar nu există. Că nu există investiție ceea proprie. Ceea ce a povestit Ciprian sunt niște riscuri care cumva se regăsesc în ultima etapă de implementare. La etapa asta de implementare, risc financiar zero. Singurul risc, să zic, dacă se poate numi risc, este să pierzi câteva zile pe partea de training și să pregătești un plan de afacere. Dar din punctul meu de vedere nu este un risc pentru că pierzi timpul învățând ceva nou. Pentru că sunt mulți oameni care n-au experiență pe partea de antreprenoriat și atunci este un curs la care poți să înveți, te conectezi cu lumea și chiar dacă poate planul tău de afacere nu este câștigător, dar ai învățat ceva și ai posibilitatea pe alte programe de finanțare să aplici, pentru că deja ai o experiență acumulată. Te poți, chiar dacă nu ești câștigător, poți în continuare să participi la evenimente, să vii la hub, să te iluminezi cu privire la diverse aspecte, pentru că hub-ul va fi dotat cu foarte multe informații tipărite, în format electronic. Încercăm să conectăm pe toată lumea cu specialiști în diverse domenii, de la fiscalitate, la contabilitate, la juridic, pentru că antreprenoriatul, la un moment dat sau altul, se va lovi de toate aceste aspecte și trebuie să aibă cel puțin o viziune de ansamblu a ceea ce trebuie să țină cont în momentul în care pornește la drum pe o astfel de idee. Mi-ați spus că acest proiect este practic identic și se implementează în trei regiuni diferite. Mi-ați spus în același timp că grupul țintă are o abordare diferită vis-a-vis de ideea de antreprenoriat. Cei din regiunea nord-est gândesc diferit față de cei din regiunea centru sau sud-Muntenia? Sunt mai curajoși, mai întreprinzători? Ardealul-i Fruncea. Da, există acum în prima etapă, să zic, că există, sau cel puțin senzația este că apetitul pentru partea de antreprenoriat este un pic mai ridicat în zona centru. Poate și din prisma, nu știu, investițiilor mult mai mari și mai diversificate în zona Ardealului. Dar există și am văzut dorință și în Sud-Muntenia și astăzi la evenimentul de la facultate. Oamenii sunt poate un pic speriați de condiții și se gândesc că e foarte complicat și probabil că au experiența poveștilor de la prieteni sau familie cu proiecte implementate direct cu statul, unde nivelul de birocrație s-ar putea să fie un pic mai mare. Nu spun că nivelul de birocrație e mai mic la noi, dar relația se face prin noi cu statul. Iar cred că asta este punctul forte al acestor programe. Relația se face prin noi. Și atunci adică suntem deschiși 100%, încercăm să răspundem la toate problemele. Singurul lucru pe care îl așteptăm de la beneficiar, seriozitate, și de fiecare dată când consideră că nu au un răspuns sau au o problemă, de aceea suntem aici să încercăm să le rezolvăm. Deci nu încercăm să punem piedici, nu încercăm să batem pe cineva cu bățul, încercăm să rezolvăm probleme, încercăm să punem în practică ideile celor care participăm în program. Deci nu stăm ascunși după niște ghișei să așteptăm să termine programul. Suntem foarte activi. Suntem exact atunci când trebuie și unde trebuie. Când ne contactează cineva, ne putem deplasa să putem sta de vorbă cu ei. Iar faptul că implementăm în trei regiuni diferite, cred că este un plus pentru toți beneficiarii, pentru că adunăm experiență din regiuni diferite și s-ar putea o idee din centru să poată fi implementată pe Nord-Est sau pe Sud-Muntenia și viceversa la fel de valabil. De la cine a pornit ideea acestui proiect? Cine se laudă primul? Sau nu mai știți?
Cu Ciprian am avut un proiect în implementare în 2015 pe acele structuri de economie socială. Parteneriatul a funcționat foarte bine și în momentul în care a apărut această oportunitate de finanțare pe programul POCU, pe Startup Plus, am zis hai să încercăm să vedem dacă a mers în 2015, a trebuit să meargă și în 2016, 17 și în 18 s-a semnat și începem implementarea. Cred că ține foarte mult parteneriatul, nu poți să-l faci numai am găsit pe cineva pe internet și pare interesant, hai să-l invit și să facem împreună. Cred că ține foarte mult de încrederea în cel cu care faci parteneriatul, pentru că discutăm de sume destul de mari, discutăm de riscuri financiare destul de mari pentru toți partenerii și atunci dacă nu există încredere între parteneri, lucrurile pot deveni destul de neplăcute pentru toți partenerii. Al doilea rând este o bună comunicare între noi. Și o bună colaborare. Și colaborare. Și sprijin în toate etapele. Cum ați spus, sunt parteneri cu expertiză într-un anumit domeniu și acesta se completează cu expertiză dintr-un domeniu.